Ioana Pop, directorul firmei clujene care a luat în mână frâiele acestui proiect de reabilitare a cinematografului din Sighet, promite că sighetenii vor avea parte de un cinematograf 3D. Da, cu toate filmele, tot ce este în mall-uri și premiere și filme bune, deci tot ce este peste tot în țară va fi și la Sighet. O să aducem aparatură performantă, ecran, pentru că trebuie atât ochelari cât și ecran special 3D, cât și proiector care să fie compatibil. Altfel degeaba ai de unele și nu ai de altele. Deci trebuie să fie și proiectorul și ecranul și sonorizarea și ochelarii compatibile ca să poată reda acele imagini 3D. Fostul cinematograf din Sighet va cunoaște o infrastructură nouă, modernă, reabilitată complet, cu scaune și aparatură noi. Noi dorim cât de repede deschidem. Depinde și de colaboratorii noștri care se ocupă de calibrarea aparatelor, de tot ce e nevoie pentru a fi tehnic, din punct de vedere tehnic, la înălțime. Nu am vrea să deschidem și să ne trezim că avem erori sau să nu fie în regulă. Cum? Sperăm cât de repede. Deci nu dorim să încheiem anul și să nu fie cinematograf. Revitalizarea cinematografului în Sighet este un proiect al unei firme din Cluj-Napoca care se ocupă de proiecții de filme cinematografice și care are colaborări în mai multe orașe din țară, precum Deva, Hunedoara, Borșa, Maramureș sau Gherla. Instituția Prefectului Maramureș anunță că realizarea investiției este sprijinită de Primăria Municipiului și Consiliul Local Sighetul Marmației. Această investiție vine la 2 ani de la deschiderea oficială a cinematografului 3D din Borșa. În anul 2017, la 1 iunie, s-a inaugurat noul cinematograf din oraș. Acesta funcționează în clădirea Centrului Cultural din localitate.